Deci astăzi e 22 martie, ziua Sfinților pentru toți creștinii. Satul Costești a făcut declarația de unire. Este o declarație semnată de către toți 23 de consilieri, peste 2000 de semnături culese din satul Costești, semn că satul nostru este pentru unirea cu România. Astăzi, în satul Costești, raionul Ialoveni, s-a petrecut un eveniment istoric care va rămâne pentru toate generațiile din satul nostru. Cine ca cine, dar costeștenii au tremurat, trăierat lumea în lung și lat și au văzut cum se trăiește în Europa și am hotărât că totuși este cu mult mai bine, lumea cu mult mai bine trăiește în Europa și vrem și noi în Europa. Nu vedem altă cale mai posibilă care noi putem astăzi să ne integrăm în Uniunea Europeană. Unicul lucru și cel mai aproape de adevăr este unirea cu România. Acolo vom fi în comunitatea Uniunii Europene unde ne dorim. Bună ziua! Semnarea declarației de unire care s-a făcut astăzi la Costești a fost unul din cele mai mari evenimente, cred eu, ale satului. Pentru că odată și odată trebuie să ne dezlegăm din lanțurile pactului Ribbentrop-Molotov care ne ține până astăzi în mrejele lui. Ne trăim după legile acestui pact până în prezent. O să vă cântăm un cânt de că președintele țării, domnul Dodon, a anunțat anul Ștefan cel Mare, care este dedicat centenarului. Ștefan, domn ce-o spune. Hai, celor, hai, uitați-mă. Hai, să ia radio Doamna Dalia, cât vreau cu toți? Hai! De drum! Yeah, good friend.